Am terminat partea de sus, vom reveni să mai corectăm niște mici probleme la sfârșit. Și acum putem să terminăm partea de jos, nu este foarte complicat ce se întâmplă aici. Practic avem toată informația de care avem nevoie pentru a termina această bucată. Codul de bare este doar o imagine pe care o aveți în links, pe care o puteți pune. O să apăs pe W ca să trec din nou în modul în care văd scheletul. Și codul de bare, puteți pur și simplu da click, este la dimensiunea potrivită deja și se aliniază în colț, chiar pe margine. Apoi, dacă ne uităm aici, avem o casetă de text care ocupă aceste 5 coloane cu un element grafic negru care este pur și simplu un dreptunghi negru lipit de caseta de text care ocupă fix spațiul dintre coloane. Și caseta de text are un contur. Deci sunt două elemente, o casetă de text și o casetă goală, neagră. O să desenez prima dată caseta goală, o să folosesc, pentru că nu am de gând să pun conținut în ea, Rectangle Tool. Este doar un element grafic. Și o fac exact cât acest spațiu dintre coloane, marginea de jos și rândul de deasupra. Și vin aici sus și schimb culoarea de la nimic la negru. Atât. Am dat din greșeală click și vrea să-mi facă un nou dreptunghi cu niște dimensiuni fixe. Dau cancel. Nu vreau să fac asta. Și în restul spațiului voi face o casetă de text. Click și trag dintr-un colț în celălalt în care voi pune acest text fără rândul liber dintre ele. Nu cred că e nevoie, vom vedea la sfârșit. Pentru acest text, fontul este Adobe Garamond Pro Italic. Și dimensiunea diferă între cele două elemente. Citatul în sine are 22 de puncte și autorul are 17 puncte. Și autorul este aliniat în partea dreaptă. Acum, dacă ne uităm, din nou nu este foarte plăcut că textul se aliniază exact în partea de sus a casetei și cu dreptunghiul din stânga. Va trebui spațiat, dar înainte, ca să vedem mai bine ce facem, dau click pe casetă și o să-i fac conturul de jumătate de punct cum va trebui să fie. Și arată cu atât mai puțin bine, ca să zic așa. Aici, ca să se alinieze dreptunghiul cu caseta, chiar o să schimb proprietățile liniei mergând la panou Stroke. Dacă nu-l aveți aici, îl găsiți în meniu Window și Stroke. Și aici la Align Stroke o să schimb de pe mijloc pe interior și o să vedeți în spate. Să vezi în spate cum se mișcă linia un pic spre interior. Așa. Și acum am alinierea perfectă aici. Bun, și cum ziceam, dacă ne uităm la original, avem nevoie de un pic de spațiere și în partea de sus și în partea dreaptă și chiar și în partea stângă, cred, vom vedea.
Și de asemenea, avem un pic de aliniat la primul rând. Se vede, nu este foarte distinctiv pentru că sunt doar două rânduri, dar este un pic de aliniat care este egal cu... cu aliniatul implicit. Deci hai să vedem, o să dau acum click dreapta pe această casetă, text frame options și din nou line set spacing, o să pun 3 sus, cum era și la cealaltă casetă, în stânga tot 3, să vedem. Dacă nu vedeți ce se întâmplă, bifați aici preview și o să vedeți în direct cum ar veni. Ce se întâmplă jos, nu avem nevoie, dar în schimb, în partea dreaptă chiar avem nevoie pentru că avem acest cuvânt care este aliniat aici la dreapta, care se atinge de marginea casetei. Aici valoarea era de 6 mm. Dacă vrem să potrivim textul exact, vedeți că aici drame este împreună cu celelalte cuvinte pe al doilea rând și aici este pe primul. Putem eventual să... în primul rând trebuie să introducem aliniatul. Aliniatul îl putem introduce asigurându-ne că textul este activ. Că pâlpâie aici cursorul și mergând la bara de unelte sus și schimbăm setul de unelte de la cele care formatează caracterele, fonturi, dimensiuni, chestii de genul ăsta, la cele care formatează paragrafele întru totul, unde avem alinierile și opțiunea pe care o căutăm este aceasta care arată ca un aliniat. Ne arată un paragraf cu primul rând puțin spre interior și aici o să pun 12 puncte, este unitatea de măsură cu care o să lucrăm aici, vă transforma automat în milimetri și vedeți că mi-a împins foarte puțin textul, cum arată de fapt și dincoace, înainte și după, atât a făcut. Și acum s-a și mutat cuvântul drame. Dar acum arată un pic dezechilibrat din nou pentru că avem spațiul ăsta gol aici. Putem să creștem un pic distanța dintre cuvinte. O să mă întorc aici de la setările pentru paragraf înapoi la cele pentru caracter și o să măresc valoarea de tracking, o să mai vorbim despre asta, spațierea dintre litere. În așa fel încât textul să se extindă puțin, să se alinieze mai frumos, nu foarte tare, pentru că începe să se vadă urât, să zicem ceva de genul. Am putea merge și mai departe, dar deja devine evident. 20 este acceptabil. Important este să nu fie foarte bătător la ochi. Și singurul lucru care a rămas este... informația despre redacție de la bază pe care o vom face în videoul următor și la sfârșit mai verificăm niște elemente și finalizăm proiectul.